E atât de scârbos și e doar micul dejun. Dar bunica nu-și va lăsa nepoata să rămână flămândă. Ai farfuria plină! Josie a decis să-și golească farfuria în mod rapid. Este setul preferat al bunicii. Josie, de ce ești atât de obraznică? Poate pentru că ți-e foame? Ce? Mai ai un ultim inel? Wow! Este inelul de aur al lui Sonic. Și iată-l! Ai descoperit un nivel secret! Credeam că nu se mai pun cadouri în cereale. E evident că trebuie să mănânci. Sonic Delivery știe întotdeauna exact de ce e nevoie. Josie abia așteaptă să înceapă să despacheteze. Mai întâi ariciul albastru, acum Happy Meal-ul. Bunica e împotriva acestui tip de dietă. Sonic insistă să mănânce la fast food. Se pare că nu avem cum să evităm provocarea alimentară. Sonic și bunica se întâlnesc în bucătărie. Cred că se coace o bătălie serioasă. Bunica vrea să aleagă doar ce e mai bun pentru nepoata ei. Un ou de aur e un jackpot. Cantitatea e mai importantă decât calitatea, crede Sonic. Cum poate fi bunica un concurent pentru el? Dar bunica are propriile ei trucuri. E timpul să începem să gătim. Ce zici de asta, Sonic? Acum va trebui să te străduiești mai mult. Dar Sonic e mult mai mult un mâncător decât un bucătar. Mișcările agile ale bunicii îl depășesc pe Sonic. Sonic nu se descurajează, pentru că dragostea e ingredientul principal. Bunicuța știe asta ca nimeni altcineva, iar merele vin direct din grădina ei. Sonic a decis să se joace de-a ninja fructelor. Cu viteza lui a fost ușor. Ce știe el despre viteză? Bunica se dă peste cap să facă clătite. Bunicuța e un adversar foarte dur, dar nimeni n-a reușit încă să reziste plăcintei sale cu mere. Matrița e gata, tot ce a mai rămas e să o coacem. Dar mai întâi ar trebui să adăugăm niște Skittles! Aceasta va fi cea mai dulce acrișoară plăcintă din toate timpurile. Cel mai ecologic mod este să o coacem la soare în aer liber. Sonic, ai grijă, altfel o să faci crustă! Plăcintă cu mere direct din căldura deșertului. Și cu ce se poate lăuda bunica? Trebuie să ne grăbim! Și cum a făcut ariciul acela totul atât de repede? Și bunica a încercat să accelereze. Sonic, nu tu ești cel mai rapid de aici! Un pic de lingușeală. Da, dragostea face minuni. Priviți acest monument! Nepoata mea adoră toppingul de ciocolată. Să fie cât mai mult! Și în loc de cireașa de pe tort, va fi un tort cu cireșe. Acum putem să arătăm totul lui Josie. Ți-a fost dor de noi, scumpo? Iată că vine prânzul tău, Sonic. Inspectorul Josie și începe inspecția preparatului. Crusta e prea tare! Stai, aia e coajă de ou? Sonic, cum poți să faci asta? Faceți loc pentru favorită! Cred că tortul e un pic mai mare decât Josie însăși. Sonic nu e pregătit să se recunoască învins. Josie e în mod clar încântată de felul de mâncare al bunicii. Și totul e atât de dulce! Josie, nu ai de gând să mănânci tot, nu-i așa? Nimic nu se poate compara cu prăjitura bunicii. Tortul bunicii câștigă! Săracul Sonic e atât de supărat. Dar pentru bunica, niciun copil nu e străin. Chiar și Josie are slăbiciune pentru arici. Cu rețetele bunicii, vei fi un adevărat bucătar. Ursulețuri clătitelor! Lui Josie va plăcea asta cu siguranță. Sonic decide să-și arate din nou nivelul. Dar între timp, el trebuie să amestece aluatul. Iată un ou fără coajă în el. Un pic de lapte, chiar mai puțin decât are nevoie. Sonic îl va repara. Am rămas fără lapte, nu? O să dau o fugă până la magazin. Sonic, o să-ți pierzi toate inelele mergând așa. Blue s-a făcut praf, dar a găsit niște lapte pentru bunica. Excelent! Ce s-a întâmplat, Sonic? Cred că l-a bătut vaca! Nu-ți face griji, Sonic! Li se întâmplă tuturor! Așa e, Sonic! Concentrează-te pe muncă! Se pare că Sonic e un susținător al bucătăriei deschise. Aparent, soarele e prea jos pentru a coace clătite. În sfârșit! Sunt gata! Sonic își prezintă clătitele. Cred că a exagerat puțin. Bunica încă se întreabă cum a ieșit. Sonic arde de nerăbdare. Bunicii a căzut placa de la clătită. Și asta nu e un compliment din partea bucătarului. Lasă-l să o încerce el. Atât de mult nisip. Să curățăm farfuria. Sonic e dezamăgit de această decizie. E timpul ca bunica să-i dea o lecție. Wow! Se pare că și bunica are inele de aur. Poftim, Sonic, încearcă niște clătite adevărate. Sunt atât de drăguțe. Sonic, ai uitat? Făcei un ursuleț. Nu te pot lăsa singur nici măcar o secundă. Pune totul la loc. Sunt clătite pentru ursul lui Josie. A
Așa e, Sonic, ține-te ocupat. Bunica face o capodoperă. Sunt sigur că Josie va aprecia arta ta. Sonic, ai mâncat tot? Cum o să termine bunica mâncarea aia? Păi rost de ea imediat, nu mai e timp. Ha, exact același coș. Sper că ei nu se supără. Sonic a reușit să îndrepte lucrurile. Numai că acum bunica se ocupă de coș. E atât de apetisant încât aș putea să-l mănânc. Dar în seara asta totul merge la Josie. Sonic, totul trebuie să fie de cea mai bună calitate. Comanda 122, ursuleț cu clătite și milkshake. Inspectorul va fi strict și imparțial. Să trecem la degustare. Urechea pare comestibilă. Ce ar trebui să-i spun bucătarului? Să-l complimentez sau să-l dezaprob? Ar fi putut să fie mai bună. Trebuie să bei milkshake-ul regal. Da, ursulețul a fost cam uscat, dar împreună a fost grozav. Sonic e extrem de mulțumit de laudele primite. Echipa lor a făcut o treabă excelentă. Josie evaluează întregul desert cu 5 din 7 cristale. Nu e o notă rea. Hei, bunico, cred că-ți scârție parchetul. Ce stai degeaba? Deschide rețeta. Probabil că lui Josie îi place Winnie the Pooh, la fel ca chipsurile. Auci! Cred că bunica e de acord. Trebuie să fierbem mai întâi orezul. Turmeric pentru culoare. Sonic e un copil. E timpul să ne întoarcem la mâncare. Acum orezul va căpăta o nouă culoare și aromă. Bunica lasă pe Sonic să se ocupe de bucătărie. Ariciul nu se simte încrezător. Îi plac dulciurile, nu orezul. E mai bine să stai departe de oală. Dar ea îl urmărește în continuare. Cât timp fierbe orezul? O veșnicie? Doar cât să poți dormi bine. Mai să fie! Se pare că albastrul este în sezon. Snorlax e curios. Ce mirosul ăsta? Ar fi bine să-l guste acasă. Bună dimineața, Sonic! Sau nu e chiar atât de bună? E înfricoșător să-ți imaginezi ce va face bunica. Portalul ar trebui să rezolve totul. Oh-oh! De data asta, dragostea ta pentru sos te-a dezamăgit, Pikachu. Dar l-a ajutat foarte mult pe Sonic. Bunica n-ar trebui să bănuiască nimic. Dar acest decor o face să fie confuză. Sonic a vrut doar să fie creativ, asta-i tot. Nu cred că acest cuvânt sună creativ. Deși e comestibil, exact ce trebuia. Bunica a decis să meargă până la capăt. Sonic vrea să se implice și el, dar bunica e prea concentrată. Acum seamănă mai mult cu Winnie the Pooh. Ariciul nu-și găsește locul. Cum poate trăi un urs fără legumele lui? În regulă, bunicuței a fost dor de el. Winnie the Pooh iubește mierea, dar unde e miere, sunt și albine. Sonic vrea să o încerce și el, dar oul lui nu pare să bâzâie. S-a făcut! Perfect! Acum e nevoie de felul 2. E Sonic! Bunicii ar plăcea să ajute ariciul. Ea are deja niște brioși aromate în tavă. Și uite câte sunt! Nu, 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 Sonic! Ai răbdare puțin! Unde și-a pus bunica cleștele? Sonic e pe cale să se nece în salivă? Nimeni nu va observa că lipsește una. Ha! Ești un jongleur! Iată că vin cleștii! E timpul să ne întoarcem la cuptor! Ce s-a întâmplat, Sonic? Bunica ți-a spus să aștepți cu un motiv! A vrut să-ți ofere ea însăși un răsfăț! Dar nu e momentul pentru gustări! Bunica face totul conform rețetei. Va avea nevoie de un albuș de ou. Cum se scoate gălbenușul? Mersi, Sonic! O problemă mai puțin! Wow! E un fel de magie? Sunt doar niște trucuri ale bunicii. Puțin zahăr? Puțină făină? Sonic vrea să adauge sirop pentru aromă și culoare. Bunica e de acord cu asta. Va fi foarte frumos. Hei, Sonic, nu exagera! E timpul să o pregătești. Dar mixerul refuză să funcționeze. Poate că s-a blocat butonul. Electricitatea e problema. Nu e conectat la priză. Bunica a plănuit-o așa. Nu-i da peste nas. Și acum ce? Cred că bunica a uitat să-și ia pastilele. Ce bine că există un plan B. Acum Sonic e făcut cavaler și poate lucra ca mixer în bucătăria bunicii. Asta e slujba potrivită pentru el. Pornește modul turbo, Sonic! E gata! Consistența este pur și simplu perfectă. Să adăugăm perucile la prăjiturile noastre. Sonic e încântat de mini copiile sale. Ultimul detaliu. Rezultatul a depășit așteptările bunicii. Sonic, ar fi bine să-i dea și lui Josie. Da, Sonic nu s-a gândit la fetiță. Și totul este pentru ea. Domnișoara e deja plictisită. Orezul Winnie the Pooh? Am muncit foarte mult. Criticul culinar va simți asta după gust. Ce e asta?
O albină? Este și ea comestibilă? Curiozitatea bunicii este mai puternică decât durerea ei de spate. Oh, câte amintiri au revenit în mintea ei uitându-se la acea albină. Nu, nu, asta e în trecut. Gata cu Beedrill. Mă întreb ce scrie acolo. Și bunica e îngrijorată de asta, dar nu o arată. Nimic nu o mai poate surprinde pe Josie. Dar brioșele albastre? Asta e interesant. De data aceasta, bucătarii obțin 6 cristale din 7. Te maturizezi. Bună treabă! Și acum, marile farfurii finale. Atât de multe rețete și ai nevoie doar de una. Lupta pentru rețete a început. Bunica e maestru în această disciplină și Sonic nu vrea să renunțe. Insistă pentru burger de pui? Nu este ceva pentru finală. Dar bunica vrea să încerce. Cel mai important, o chiftea suculentă și la grătar. Cea mai grea parte este să deschizi brânza fără să o rupi. Dar sunt niște adevărați profesioniști în bucătărie. Acum salata. Și apoi legumele. Roșilor nu pare să le placă. Și bunicii nu-i place când oamenii se joacă cu mâncarea ei. Așa se face cu roșiile. Perfect pentru un burger. Sonic, e prea devreme. Totul pe chiftea. Și iată că vin ultimele retușuri. Este exact ca în imagine. Bunicuța își ia cartofii. Și Sonic știe cel mai bun mod de a-i tăia. Sonic interceptează cartofii și e un set. Grozav! Puii sunt gata să zboare. Sonic, poți să mă ajuți? Nu cred că până la urmă nu e scârțitul podelei. Burger de pui? Asta e foarte original. Aceasta este cea mai bună lucrare a noastră. Criticul scanează fiecare centimetru al burgerului. Dar începe cu cartofii prăjiți. Josie a ajuns deja la chifla însăși. O, Doamne! Cu astfel de slujbă, Sonic va avea cu siguranță o cădere nervoasă. Cred că este gata să mănânce acel burger cu degetele. Care este verdictul? E cu siguranță un scor perfect. Bunico, ai auzit asta? 7 din 7! L-ai meritat! Aveam nevoie de acele cristale. Acum Sonic își poate îndeplini visul și poate deschide propriul restaurant. Felicitări, Sonic! Ești un bucătar adevărat acum. Elevul l-a depășit pe maestru. Oh, nu! Cred că Piciu are probleme! Îmi pare rău, fetelor, dar salvarea unui prieten este pe primul loc. Sonic face ceea ce trebuie. Trebuie să salvăm pe Piciu înainte de deschidere și apoi totul va fi bine. Să mergem! Dar ce este Sonic? Nici măcar repede și nu putea reacționa atât de repede. Ai ajuns la timp, Sonic? Știu ce să fac, distrage-le atenția! Sonic nu dă nicio șansă de a fi lovit. Prinderea Pokémonilor este chemarea lui Ash. Ce? Dar unde s-a dus? Cred că Abra a scăpat. Sonic, asta e imposibil, nu vom găsi niciun Pokémon acum. Știu, hei, știu unde să le găsesc. Licitația nu s-a terminat încă, ceea ce înseamnă că încă mai există speranță. Următorul lot, ce? Aud cumva 2 milioane? Abra a venit să-l avertizeze pe șef despre prizonierul evadat. Dar se pare că nu are nevoie, îl caută chiar el pe Ross. Abra își dă seama de tot și decide să nu strice o asemenea surpriză. Doar pentru Piciu, oamenii sunt dispuși să dea o avere. Ross este sfâșiat de oferte. Ash nu s-ar gândi niciodată să facă așa ceva Pokémonului său. Te-am prins, Ross! Dar nu pare că se va întoarce la închisoare. Ești blocat într-un colț și trebuie să scapi. Mai ales când este cineva mai rapid decât tine. Viteza lui Sonic a ajuns la limită. Este atât de rapid încât timpul s-a oprit pentru el. Nu mă îngâiați ariciul împotriva acelor, s-ar putea să vă înțepe. Treaba e făcută. Așa este, Ash este și el acum ca o broască țestoasă. Acum că echipa s-a întors cu Ash, el va opri acest haos. Charmy, totu' ești? Cred că e timpul pentru o revanșă. Ross, mai ai o ultimă șansă să-ți recunoști vina. Nimeni nu-ți va face rău dacă te predai la poliție. Până la urmă, Rapidash a reușit să iasă din hipnoza lui Abra. Ross pare că și-a recăpătat încrederea în sine. Acum Ash și echipa lui nu mai sunt o amenințare atât de înfricoșătoare. Charmy nu ar vrea să mai intre sub mâna fierbinte. Dar asta este de datoria Pokémonului să-și protejeze antrenorul. Încă o dată, Pokémonii de foc se ciocnesc în luptă! Dar puterile lui Charmy nu sunt suficiente împotriva unei asemenea forțe. Ross se bucură de o victorie atât de ușoară. Charmander își adună puterile. Charmy trece la o nouă etapă de evoluție. Acum e Charizard! Wow! E un adversar prea serios, chiar și pentru Rappi. Dar nu are de ales, va trebui să lupte din nou. Fluxul de energie a lui Chari a devenit mult mai puternic. Încă o minge de foc și bietul repede și este învins. Ei bine, asta e, Ross. Spectacolul tău s-a terminat. Poți începe unul nou, dar în închisoare.
Stai, ce-i asta? Dr. Eggman a spart pokebolul? Ofițer, l-am prins! Poliția va găsi o modalitate de a se ocupa rapid de acest răufăcător. Și nu-l lăsați afară sub nicio formă. Bună treabă, domnule antrenor, zâmbiți! Wow! Lasă să vorbească despre asta la tribunal. Pikachu, ești acuzată de răpirea unui Pokémon. Te confrunți cu suspendarea pe viață a pokemingii tale. Luați-o de aici, domnule ofițer! Se pare că cineva îi așteaptă aici. Ross? E aici pentru Pichu. Lui Pikachu nu-i vine să creadă. Doar Pikachu ar trebui să fie mai îngrijorat de ea însăși. Ross a despărțit cei mai buni prieteni și va rămâne nepedepsit. Pikachu este pur și simplu ieșită din minți de furie. Ea nu poate ieși fără cheie. Se pare că va trebui să trăiască cu pierderea ei. Hei, ce e sunetul ăsta ciudat? Se pare că vine de undeva din celulă. Cred că mi-am imaginat asta. Acum e mai tare! Ai grijă, Pikachu! E Gengar! Aceasta e cușca lui și așteaptă vizitatori! Probabil că și el e supărat că nu a fost invitat la petrecere. Se pare că Pikachu e încolțit, așa că va trebui să se apere. Pikachu vrea să se ocupe de vecinul său. Probabil că îi va fi mai bine afară. Să ne prefacem că așa a fost. Între timp, Ash încă își revine după evenimentele de astăzi. Nu numai că au făcut scandal, dar au fost și băgați la închisoare. Se pare că nu se poate descurca singur. Va avea nevoie de o întreagă echipă de profesioniști. Pikachu poartă o uniformă viu colorată. Dar ea nu este prea fericită cu asta. Hei, Pikachu! Liniște! Garda e aici! Eu te aleg pe tine! Snorlax și Jigglypuff sunt gata să ajute. Ash a venit cu un plan de salvare. Paznicul este singurul obstacol. El trebuie să fie eliminat. Cine e acolo? Toată lumea la pământ! Fugiți pentru viețile voastre! Jigglypuff a decis să plece cu un cântec. Snorlax a mai fost păcălit de multe ori de aceasta, dar acum trebuie să-și salveze prietenul. Bună alegere, Jigglypuff! Ofițerul a adormit repede. Minunat! Pikachu e aproape liber. Doar să nu-l trezești pe paznic. Pikachu, sunt aici pentru tine. Uite ce ți-au adus prietenii tăi. Snorlax, între timp, se luptă cu bestia sa interioară. Nu face asta, Snorlax! Cineva învinge, rațiunea sau foamea? E, ce mai contează? Oh, nu! Gogoașa a fost conectată la alarmă. Pikachu te avertizează. Cine îndrăznește să atingă Gogoașa? Jigglypuff, atenție! Dar a ajuns prea târziu. Un ofițer nu va tolera intruși în închisoarea ei. Și ei credeau că e atât de ușor să evadeze din închisoarea Pokémonilor. Ați ales tura greșită. Pikachu este mult mai mult decât supărat. Se pare că planul lui Ash a eșuat. Va trebui să trecem la planul B. De data asta, totul trebuie să meargă. La urma urmei, cei mai buni prieteni se pun pe treabă. Beedrill, veghează în timp ce Charmander îl eliberează pe Pikachu. Să o facem! Pikachu, mai rezistă un pic! Echipa de salvare e deja aici. Doar fii atent, ultima echipă nu a avut prea mult noroc. Charmander vrea să topească barele cu atingerea ei înflăcărată. Sub mâinile ei, orice metal începe să se topească ca untul. Cu atâta căldură, alarmele de incendiu s-au declanșat. Ăsta e un semn rău. Trebuie să ne grăbim! Beedrill îl va ajuta pe Pokémon să câștige timp pentru a scăpa. Aceasta va fi o luptă serioasă. Nimeni nu va da înapoi. Ce zici de niște miere, albinuță? Aceasta e principala slăbiciune a lui Beedrill. Nu se poate gândi la nimic altceva. Paznicul a prins-o în capcană și nu este deloc frică de ea. La revedere! Cine urmează? Planul lui Ash a eșuat din nou. Charmander e gata de luptă. Bilele de foc sunt încărcate. Să vii alergând la alarma de incendiu fără un extintor? Asta cu siguranță nu e treaba ofițerului. Charmander se predă fără luptă. Încă un intrus în colecția ofițerului. Bietul Pikachu, se pare că va dura ceva timp. Oh, nu fii atât de trist! Între timp, Ash a adunat o nouă echipă. Abra este aici. Unde sunt ceilalți Pokémon? Și cine este acest somnoros? Cu siguranță, Ash nu are timp să se ocupe de el. Abra, fără să aștepte un plan, îl învață direct din mintea lui Ash. Totul va fi făcut la cel mai înalt standard. Bine, bine! Te rog să nu mă dezamăgești! Abra începe să pună în aplicare planul lui Ash. Trebuie să afle unde ține paznicul cheile de la celula lui Pika. În Pokeminge, așa e! Acum tot ce rămâne lui Abra de făcut este să le ia. Ce se întâmplă aici? Ash a decis să ajute.
El distrage atenția paznicului cu un televizor spart. Grozav plan, Ash! Ce e în regulă cu el? De ce se tot schimbă canalele? Unde e mâncarea mea preferată, trunk food? Mai e și zgomotul acela de apă? Ofițerul abia așteaptă să facă două lucruri. Să repare televizorul și să meargă la baie. Abra nu pierde timpul. Ia cheile cât mai poți! Tot ce mai rămâne de făcut este să deschizi ușa. Pikachu nu se mai așteaptă ca nimic să meargă. Mai bine tragi un pui de somn. Și Abra a crezut că e o idee bună. Doar 5 minute și va continua planul. Ofițerul e gata să servească legea cu forțele reînnoite. Ce se întâmplă din nou? A mai rămas un Pokémon în acest oraș care să nu fi fost astăzi aici? Bine, somnorosule, o să dormi într-o Pokéminge. Ofițerul are un nas în mânecă. Cine e Pokémonul ăsta? E Slowpoke. Proastă sincronizare ca întotdeauna. Îți cauți cumva un prieten? Du-te direct la el. Nici vorbă, asta e. S-a dus și ultima mea speranță. Alo? De fapt, sunt chiar aici. Uite, l-au întemnițat pe Pikachu. Micul Pikachu și-a pierdut complet încrederea în salvarea ei. Și iadă-l pe paznic. Cred că a întârziat, tura ei s-a terminat. Ea va fi înlocuită de un ofițer superior. Trebuie să facem ordine aici, mai ales în cutia de gogoși. Ce? Paznicul nu a mai văzut o gogoașă de 15 minute. Cum poți rezista? Haide, Misty, eliberează Pokémonul! Uită-te la asta! Este Eevee! Poți să-i distragi atenția paznicului? Pentru Eevee ar fi floare la ureche. Chiar și Pikachu a fost impresionat de noul ei salvator. Ea nu este singura! Singurul lucru mai atrăgător decât o gogoașă cu căpșuni este incredibila Eevee. Ofițerul cere întăriri. Cred că i-a fost furată inima. Criminalul este periculos de frumos. Paznicul îndrăgostit nu observă că Misty i-a luat cheile. Pikachu e încântat de succesul operațiunii. Stai puțin! Vrei să te uiți la ele? Eevee i-a luat mândria lui Misty. Crede că e singura de aici? Misty e la fel de bună. Iar începem! Pika este doar la un picior distanță de libertate, dar chiar și așa e prea departe. Hei, ofițer! Sunt aici! Misty pierde în competiția de farmece în fața Pokémonului ei. Misty, ți-ai ieșit din minți? Pleacă! Oh, ofițer, ce ai de gând să faci în seara asta? Voi două vă cunoașteți? Ignoro! Eevee a reușit să salveze situația. Paznicul nu-și poate lua ochii de la Eevee. Ar face orice pentru ea. Iar propune chiar și căsătoria. Nimeni nu a cerut-o în căsătorie pe Misty în toți acești ani. Iar Eevee se alege cu primul tip pe care îl întâlnește? Un moment atât de dulce. Se întâmplă doar o dată în viață. Ce? Misty nu a putut rezista. Lui Eevee nu-i place ca antrenorul să se amestece în viața ei personală. Liniște! Au cătușe în loc de inele. Oh, nu! Salvați-vă, fetelor! Hei, inelul meu! Oh, nu! Și gogoașa mea! Lui Ash nu-i vine să creadă că planul său a eșuat din nou. Deci, cum îl va elibera pe Pikachu? Trebuie să existe o cale. Poate că răspunsul se află în cartea Pokémon. S-ar putea să existe un fel de indiciu? Să vedem. Cartea asta are descendența fiecărui Pokémon. Și chiar și gradele de evoluție. Nu se poate! Pichu și Pikachu sunt înrudiți! Întregul arbore genealogic este listat aici. Asta e o dovadă concludentă. Să mergem la Pikachu. Noul ofițer îl stăpânește pe bietul Pokémon. Dar ar fi bine să nu te pui cu ea. Astea sunt pentru tine. Ash a adus în închisoare un criminal adevărat. Pichu e rudă cu Pikachu, ceea ce înseamnă că nu poate să o răpească, pentru că sunt rude. Opriți-vă! În numele legii te trimit la închisoare. Pikachu, mai așteaptă un pic, bine? Acum schimbă. S-a făcut dreptate. Ofițerul a decis să le dea antrenorilor înapoi prietenilor. Mulțumesc, domnule ofițer! La revedere, Ross! Ce golan! Ross nu avea cum să se aștepte la asta. Ce ciudățenie! Gengar așteaptă doar mai mulți vizitatori. Ross, se pare că Pokémingea ta este puțin neputincioasă aici. E timpul să plecăm de aici. Dar curiozitatea este mai puternică decât instinctul de supraviețuire. Ash nu prea știe ce să facă. Wow, ce este asta, un portal? Ash, cum ai făcut asta? Hei, e Sonic! Deci lui aparține inelul.
Cred că ariciul încă nu s-a trezit. Hei, cine ești tu și cum ai ajuns aici? Ți-ai pierdut mințile? Tocmai am fost acasă. Ce se întâmplă aici? Dacă ăsta este un vis, o să te topești. Deja m-ai udat! Ar fi bine să mă ajut să recuperez Pokémonul. Ross e încă aici? Sonic a prins răufăcătorii mai răi decât ăla. Bineînțeles, Ross era speriat. A fost doar o distragere a atenției. Ți-a fost dor de mine? Haide, Sonic, vrei să le dăm o mamă de bătaie? Nu e o carie, ia o armă mai mare! Asta e o altă poveste. Dar echipa lui Ross nu are nicio intenție de a se preda. Nu cred că Rapidash are chef să se joace cu inelele. Ash are coșmaruri. Oh, nu, deci nu e un vis! Ajutor, cineva să mă ajute! Directoarea Rapidash nu va tolera zgomotul în închisoarea ei. Oh, nu, iar ea? Avem nevoie disperată de întăriri. O ultimă Pokéball! Grăbește-te, Chermie! Suntem în mare pericol, trebuie să mă scoți de aici! Nu așa plănuia Charmander să-și încheie picnicul. Chermie nu a folosit flacăra, dar atunci cine a folosit-o? Se pare că această închisoare este prea mică pentru doi Pokémon de foc. Doar cei mai puternici vor rămâne. Charmander își încarcă atacul. Rapidash se aștepta să vadă ceva mai impresionant. De asemenea, stăpânește fluent tehnica focului. Se pare că puterile lor sunt egale. Ash, ăștia nu sunt huligani, puneți bâta deoparte! O să arunci totul în aer! Extintorul ar trebui să-l răcească pe Rapidash. Acum echipa Ash are avantajul. Oh-oh, tocmai l-au înfuriat pe Rapidash. Oricât de mult și-ar dori Chermie, va trebui să renunțe și să se întoarcă la Pokéball. Flacăra ultimei speranțe începe să se stingă. Asta e tot ce avem nevoie pentru o colecție completă, mulțumesc, Ash! Ross va vinde toți Pokémonii. Și pentru a-i frânge complet spiritul antrenorului, Ross dă drumul noilor gărzi. Lasă-l să încerce să treacă de Armadillo Abra și de Albina Beedrill. Și stai cu ochii pe el! Abra se va ocupa de asta. Ash este acum complet la mila lui. Sonic a fost mai norocos, deși încă nu s-a întors acasă. Hei, tipul ăla de pe ecran, îmi pare cunoscut. Și pot să ți-o dau! Am adunat cei mai rari Pokémon și sunt dispus să le dau pentru un preț rezonabil. Nu pierdeți șansa! Acum Sonic știe cum să-l găsească pe răufăcător, dar nu putem să o dăm în bară ca data trecută. Sonic va trebui să facă un antrenament serios, s-ar putea să fie nevoit să înfrunte toți Pokémonii deodată. Dar provocarea nu face decât să-l entuziasmeze pe ariciul albastru. El trebuie să-l salveze pe Ash și Pokémon. Cred că e pregătit. Trebuie doar să ne asigurăm că este suficient de rapid. Wow! Vitezometrul a ieșit din grafic? Ce? E un record vechi! Așa e mai bine. Da! Sonic este cu siguranță gata acum. Nimeni nu-l oprește! Licitația este acum deschisă. Primul este Meow. Un drăguț pe din afară și un prădător în inimă. Ha! E o expoziție de pisici sau o licitație serioasă? Ross pare să-și piardă audiența. Investitorii sunt dezamăgiți. Ross nu are altceva de făcut decât să arate Pokémon în acțiune. Meow nu este încântat să fie vândut ca un lucru. Oh! Vrei să te joci de-a șoarecele și pisica? Pot să fac asta! Meow și-a dat seama că e mai bine să trăiești bogat decât cu asemenea nebun. Uită-te la acest drăguț! Cum poți să nu o iei? Acționarii sunt confuzi. Cu asta ar fi trebuit să începem. Acum toată lumea vrea să-și ia propriul Pokémon. Vândut! Acum e rândul lui Snorlax să-l supravegheze pe Ash. Ash nu mai stă aici. Trebuie să vină cu un plan de evadare imediat. Ce gogoașă delicioasă! Snorlax sigur nu poate rezista la ceva dulce. Nu a funcționat, noi așa, o luăm de la capăt. Snorlax nu ratează nicio ocazie de a ronțăi. Pot să iau și eu una? Ash se oferă să schimbe toată cutia pentru un mănunchi de chei. O cutie întreagă, deși Ross se va plânge, dar sunt atât de bune. Dragostea pentru dulciuri a pus stăpânire pe noi. Cum poți rezista unui asemenea desert? Și este cu siguranță bun la asta. Ash a reușit să se elibereze. Tot ce a mai rămas de făcut este să-și recupereze Pokémonul. Niciun lac nu-l mai poate opri acum. Poate că e blocat. Nu, e Snorlax care a mâncat prea mult. Nu părea să aibă puterea să digere o cutie întreagă. Nu te simți prost, Ash. Viața e ca o cutie de gogoși. Nu știi niciodată când o să primești una amestecată. Totul pare să fie clar. Pikachu, tu ești? Livrare de mâncare Trum special pentru Ash Ketchum. Ash nu-și amintește să fi comandat o baghetă. Faptul că nu sunteți la curent cu o comandă nu vă scutește de plata acesteia. De unde ar fi făcut rost de bani în închisoare? Deși ce i-ar face dacă ar fura din nou? Să-l bage iar la închisoare? A avut noroc de data asta, dar Ash iese dator acum. Este atât de greu!
E făcut din metal? Și aici cenușăreasa a avut dreptate. E o baghetă troiană. Aceasta este cheia libertății sale. Acum va ieși din cușcă în cel mai scurt timp. A, eșai, musafiri? Ross a trimis-o pe Ivy să preia conducerea, iar ea este foarte interesată de ceea ce face Ash. Ce întorsătură! Ivy nu părea să bănuiască nimic. Pokémon a devenit gelos că Ash avea o pilă de unghii atât de avansată. Poate că o poate împrumuta lui Ivy? Nimeni nu poate rezista farmecelor lui Ivy. O, nu, Ash! Nu o lăsa să scape! S-a terminat totul? Se pare că norocul i-a surus din nou lui Ash. Beedrill a preluat controlul. Ash? Ești sigur că e o idee bună să necăjești Albina? Albina însă și este șocată de această obrăznicie. Dar Ash nu se gândește să se oprească din batjocură. Dacă o enervează pe Albina, îl va liniști repede. Dar mai întâi trebuie să-l prindă. A funcționat! Înțepăturile inevitabile sunt din ce în ce mai aproape. Lavandă! Haide, Albina, întoarce-te în stup! Ești un tip riscant, Ash? O, nu! Ei bine, nu te entuziasma prea tare. Ash este cu siguranță prins în capcană acum. Nu are cum să scape acum.